Da, doamnelor și domnilor, informație de ultimă oră. Un nou episod în războiul dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Recam s-a consumat chiar acum scurtă vreme. Colega noastră, Oana Pascaru, are informațiile, după care comentăm cu un specialist, pentru că se întâmplă lucruri foarte interesante. Oana, ai legătură. Bun găsit, Cristi, bun găsit tuturor. Într-adevăr, doamnelor și domnilor, iată că echipa Exclusiv VIP a aflat per surse în exclusivitate care este decizia reprezentanților magistraților de la judecătoria Buftea în ceea ce privește stabilirea domiciliului minorului Laurențiu Rechecan Junior, dar și a pensiei alimentare. Ei bine, doamnelor și domnilor, nu am aflat cu mult timp înainte aceste informații. Se pare că magistrații au decis ca minorul să locuiască împreună cu mama sa până la stabilirea, până la soluționarea acestui dosar. Ba mai mult, din luna a șapte, adică peste două săptămâni, Laurențiu Rechecan poate să îl ia acasă la el în Brănești, unde și-a cumpărat casă și locuiește în aceste momente cu Corina Caciuc, actuala lui iubită, timp de o lună de zile. Totodată, reprezentanții de la judecătoria Buftea au decis ca Laurențiu Rechecan să-l ia acasă pe fiul său Bebeto, după cum îl știm cu toții din lumea mondenă, în weekendurile 2 și 4. Însă, pe lângă asta, magistrații au mai decis ca pensia alimentară pe care o va primi minorul va fi o treime din veniturile fostului antrenor de la Craiova. Cam acestea sunt informațiile. Cristina, apoi la tine. Da, mulțumim foarte mult. O să revenim cu foarte multe comentarii, pentru că urmează o cheie în această poveste. De asta am spus și mai devreme la știri Lovitura de Teatru. Alături de noi se află maestru Cristian Sârbu, care ne va lămuri în privința unor aspecte, cred că firești. Bună ziua, maestre! Un minut înainte de publicitate. Vi se pare, ți se pare, Cristi, că suntem prieteni, ceva ieși din comun în decizia dată? Că după aceea am întrebarea la care răspundem după pauză. Ieși din comun nu este. Vreau să spun că în general România și pe genul acesta de hotărâri s-a cam aliniat practicii europene. Și practicile europene nu mai țin cont atât de mult de efervescența care este consumată de cei de părinți când divorțează. Se gândesc efectiv la copil și atunci, indiferent de discuțiile dintre părinți, le dă voie părintelui care nu poate să-l vadă, să zicem, nu este încredințat, îi dă voie să-l vadă și trec peste se depășește acest moment foarte, foarte inflamabil între părinți și statuează exact programul în care se poate lua și vedea copilul. Prin urmare, situația prin care trece tatăl, și anume că s-a despărțit de mamă și între timp este tatăl altui copil, nu reprezintă un impediment în programul de vizitare despre care s-a discutat și faptul că are voie să vadă. Exact, înainte la noi tot timpul se aduceau aceste motivațiuni, domnule, că vezi, doamne, părintele celălalt nu e cum trebuie, logică nu o să o placă pe noua, nu se va întâmpla niciodată. Mă rog, nu e cazul doar Ana Marie, toată lumea face așa ceva. Doar că de data asta și de foarte multă vreme, și zic eu foarte benefic, instanța nu mai ține cont de discuțiile între părinți folosindu-se copiii. Copiii au și mamă, au și tată și trebuie să fie văzut de ambii în aceeași măsură sau măcar să se asigure părintelui care nu i s-a încredințat lui posibilitatea de a avea legături normale cu părintele, indiferent dacă părintele celălalt nu este de acord. Și asta cred că este, în opinia mea, și este bine că s-a făcut așa, este un pas spre normalitate. Diferențele dintre părinți se rezolvă între părinți și nu folosim copiii. Da. Bun. Avem foarte multe informații interesante, iar după pauză, împreună cu Cristian Sârbu, vom lămuri situația următoare. Prin urmare, banii pe care ar trebui să-i dea, pensia pe care ar trebui să o dea conform acestei ordonanțe prezidențiale, Laurențiu, pentru băiatul lui, ar fi de o treime din venit. Acum, despre ce venit este vorba? Pentru că Laurențiu tocmai a încheiat contractul cu Universitatea Craiova. Vedem că din februarie trebuie să dea, deci din urmă trebuie să dea niște bani. După care, întrebarea este cât dă acum și dacă mâine semnează cu vreo țară arabă și are 300.000 de euro
pe lună cât dă? O treime? Tare de tot. Ne întoarcem după pauză. Formații bombă în continuare, dacă vă întrebați ce sumă trebuie să dea pe luna iulie, să zic, că eu nu știu exact când s-a făcut trezirea de contract Laurențiu Reghecamp, pentru băiat o să vă spunem imediat. Până atunci însă, împreună cu avocatul Cristian Sârbu, trebuie să spunem că nu a fost chiar dacă rezultatul este normal, trebuie să spunem că primul punct respinge excepția inadmisibilității. Aveți niște cuvinte, dar mă omorâți cu voi ăștia cu domnul... Ferească Dumnezeu să ajungi pe la tribunal. Bine, dacă mergi cu Cristi Sârbu, nu te doare cap. Privind dreptul reclamantului părât de a avea legături personale cu minorul. Adică Ana Maria a zis să n-aibă legătură cu minorul și tribunalul a zis, da, potoliți-vă. După care aflăm exact unde stă minorul, stă la Snagov, unde stă mama. De asemenea, plata lunară întreținere în cuantum de 1/3 din venitul net. Începem cu data introducerii de chemare în judecată. Deci, asta fiind 28 februarie, deci martie, aprilie, mai și cât o fi în iunie, se plătește din venitul pe care l-a avut Laurențiu până acum. Deci vine cu niște cașcaval, ca să zic așa. După care trebuie să aibă legături personale cu minorul, cu program de vizită. Explică programul de vizită, cum a spus colega mea. De sărbătorile pascale catolice se duce odată la tată, odată la mamă. De Crăciun odată la tată, odată la mamă, dar fiecare are un program foarte clar. De anul nou odată la tată, odată la mamă. An să fie dăm viață, frățioare. Și la 1 iunie la cine? La 1 iunie se duce, pentru că mai există momente în care, de exemplu, minorul sărbătorește ziua de naștere alături de mamă sau alături de tată în funcție de dorința lui. Adică puștiu dacă zice vreau cu mami sau vreau cu tati, cu obligația tatălui de a prelua minorul de la ora 10 și la la ora 8 seara. Vacanța de vară, tot așa program, tatăl poate vizita minorul sau se poate întâlni cu acesta de câte ori în afara programului și când programul extrașcolar permite. Compensează cheltuielile de judecată, prin urmare, pronunțată astăzi. Deci astea sunt alte amănunte pe care aș fi vrut să le trecem în revistă. Și acum să vorbim cu maestru Sârbu despre ceea ce a vorbit întotdeauna Ana Prodan. Banii. Cum este cu banii, maestru? Cum este cu banii? Te rog să-mi explici. Lucrurile sunt foarte simple din punct de vedere juridic. Dacă instanța a dispus o treime din veniturile lui, tot instanța va dispune o adresă către circa financiară unde este arondat Laurențiu Reghecamp și aceasta va trimite o adresă oficială cu veniturile lui. Din veniturile acestea, o treime vor merge către plata pensiei alimentare către acest copil. Deci lucrurile sunt foarte clare. Întrebarea care stă pe buzele tuturor și a ta, Cristi, în special, este dacă el nu mai are contractul cu sau nu are contract cu nimeni, ce se întâmplă atunci? Vă răspund tot eu. În asemenea cazuri, se ia o sumă pe salariu mediu pe economie. Și atunci se ia suma aceasta din salariul mediu pe economie, care fluctuează, poate să urce 18-20 de milioane, habar n-am în secunda asta cât este. Hai să-ți spun, maestre, hai că ne-am interesat. Deci în momentul acesta, salariul net minim pe economie fiind în 2022 1524 de lei, prin urmare, în luna iulie, până când semnează un alt contract, Laurențiu Reghecamp trimite 508 lei, pardon. Exact. Așa spune legea. În situația de față îl avantajează, el neavând, să zicem, contracte. Va fi dezavantajat în situația în care va avea un contract cu una din țările, să zicem, arabe, unde contractele sunt foarte mari. Și atunci, dau un exemplu, cum ai spus și tu mai înainte, dacă va avea un 300.000 de euro pe lună, închipuiți-vă că o treime trebuie să dea pensie pentru copil. În opinia mea este dezechilibrat, pentru că indiferent
cum ai ține, în ce puf ai ține copilul, 100.000 de euro, luăm un exemplu, noi acum vorbim ipotetic, este prea, prea mult pentru copil și iară copilul se va folosi, să zicem așa, și nu vorbesc neapărat în cazul de față, vorbesc în general, când sumele sunt foarte mari, legea are această lacună că nu stabilește, deci o treime din venituri sunt oameni care câștigă milioane. Nu poți să-i dai copilului, dau un exemplu, 300 de mii, un milion pe lună, pensie alimentară. Vă dați seama că lucrurile sunt total neconforme cu realitatea. Dar aceasta este legea până la urmă. Trebuie să o respectăm, bună, rea, alta, până se va modifica, alta nu există. Și până atunci, aceasta este hotărârea legii. Deci el va plăti și din urmă, acum să revenim la cazul nostru, va plăti și din urmă banii respectivi de la introducerea cererii până acum, iar dacă nu va mai avea venituri, instanța tot va cere din când în când, pentru că vor fi și acțiuni de mărire de pensie alimentară. Dacă el va rămâne cu 5 milioane vechi lunar, nu cred că va mai interesa pe nimeni. Dar în momentul în care se va vedea că va primi un contract în afară, în secunda 2 va apare o cerere de mărire de pensie pentru a ajusta suma la ce prevede legea. Da, e foarte interesant și reținem că dacă e din moment, înseamnă că martie, aprilie, mai, pentru că au fost luni pline, Laurențiu Renca, am înțeles că avea în jur de 15.000 de euro salariu net la Universitatea Craiova, el va trebui să dea din urmă 15.000 plus ce a luat luna asta, că nu știu exact când s-a reziliat contractul. Asta ca primă fază. Sigur, din ce știm noi, Ana Maria Prodan consideră că asta este o picătură într-un ocean, ca să nu zic un mizilic față de ceea ce consideră ea, că Laurențiu trebuie să dea înapoi Anei, ei și băiatului. Dar asta e altă poveste. Asta este o discuție între ei pe care ei trebuie să o rezolve și ei au trăit împreună, ei au făcut această familie împreună, ei știu exact cine care cum a contribuit. Aceasta este o discuție între ei. Cu privire la copil, legea este clară și legea a spus lucrul acesta. Doar că un singur aspect, am înțeles că aceasta este într-o primă instanță, va mai urma să fie atacată de părțile care sunt nemulțumite. Așa este. Bănuiesc că și Ana și Laurențiu va ataca hotărârea. Să vedem ce se va dispune în următoarea instanță. Da, rămâne de văzut până la urmă ce mai poate obține din această treabă, dacă asta este, cum să spun, genul, cum se spune pe vremuri, stas de decizie într-o asemenea situație, nu știu exact ce mai poate apărea, deși fiecare parte ridiculizează. Ce aia are, zice Ana, ăsta are un avocat de 2 bani. E, avocatul de 2 bani al lui, cum spune ea, al lui Laurențiu Recamp, este avocatul cunoscut pentru dosarele între FCSB și Armată, care a obținut redeschiderea proceselor și reprezintă FCSB în celebrul proces de 36 de milioane de euro cerute de Armată, Adrian Căvescu. Dincolo este Oleg Burlacu, despre care am aflat ieri, că îl reprezintă familia lui Gino Iorgulescu în demersurile legate de Mario Iorgulescu. Prin urmare, cred că sunt oameni care au niște cazuri destul de bune, așa că un alt cap de afiș al proceselor din România câștigate, Cristi Sârbu vă poate spune că urmează vremuri interesante, da, ca să zic așa, da, nu? Da. Asta am spus și, cum ai spus tu mai înainte, domnule, dacă cam aceasta este ideea, lucrurile sunt clare. Nu, nu sunt clare. Suntem în România și orice este posibil. Orice va fi surprinzător. De asta vom aștepta să vedem și următoarea decizie care va fi definitivă. Și atunci vom vedea exact ce s-a dispus. Din experiența mea de aproape 30 de ani, vă spun că lucrurile nu sunt niciodată ceea ce par. Întotdeauna te poți aștepta în România la surprize foarte mari, pentru că judecătorii sunt și ei oameni și concepția lor despre fiecare caz în parte o face convingerea lor de ceea ce văd în fața lor și s-ar putea
Da. Ca lucrurile să, nu știu, să o ia într-o direcție sau în alta. Vom vedea, cred că este interesant de observat ce se va întâmpla. Cu privire la colegii mei, eu întotdeauna am militat pentru a nu se vorbi despre, urât despre colegii mei, pentru că mi se pare neortodox și neprofesional. Toată lumea își face meseria atât și cu convingerea cu care crede în această meserie. Deci fiecare își face meseria și este loc pentru toată lumea pe planetă. Încă nu s-a umplut planeta, deci mai sunt locuri libere. Mersi foarte mult, Cristian Sârbu. Mulțumim pentru toate precizările. Prin urmare, o primă decizie. Cine știe câte vor mai urma. Mulțumesc, maestre. Cu mare drag, vă pup și vă pup pe toți.